E o chestiune foarte interesantă. Nu cred că ați remarcat-o foarte mulți dintre voi, pentru că nu știu dacă sunteți foarte atenți la chestia asta. E vorba de premierul Cehiei. Îl cheamă, stați așa că vă spun acum, Andrei Babiș, cred. Prim-ministru Cehiei. Da? Despre nenea asta au apărut în ultima perioadă niște chestiuni așa prin presă. Și chestiunile sunt interesante pentru că au început să apară după ce el a făcut niște declarații legate de politica UE privind securitatea energetică. Adică s-a aliat cu Cehia prin vocea lui, s-a aliat cu Polonia și cu Ungaria, țări care critică foarte dur politica energetică a Uniunii Europene, adică renunțarea la energia, la centralele pe bază de cărbune și de alți combustibili fosili, în perioada asta în care lucrurile sunt foarte nasoale. Și după ce s-a întâmplat chestia asta, nenea asta a început să aibă niște probleme. Una dintre probleme este că este anchetat pentru fraude cu fonduri europene. El. Și de către cine? De către parchetul european, care este condus de Chioveși. Mai țineți minte pe Chioveși? Și asta e foarte interesant, pentru că văzând ce se întâmplă în România cu DNA-ul, eu v-am mai spus pe aici, pe canal, că lucrurile, că DNA-ul ăsta a fost făcut pentru a executa niște comenzi politice. Și asta devine din ce în ce mai clar pentru mine în ultima perioadă și nu numai în ultima perioadă. De când țin eu minte că a fost făcut DNA-ul ăsta, el a fost făcut la presiunile americanilor, care începuseră să nu le mai, începuseră să le cam scârție afacerile pe aici, pentru că baronii locali de la PSD deveniseră foarte puternici. Și atunci le trebuia un instrument care să vină să îi liniștească. Și s-a forțat crearea DNA-ului ăsta, care a plecat din Parchetul Național Anticorupție, știți cu toți istoria. După ce UE a văzut ce se întâmplă în România și că DNA-ul ăsta are efect și că cu ajutorul lui se pot ține în frâu niște elemente dintre astea care ies din linie, a vrut să-l creeze la nivel european. Și cine putea să fie cea mai potrivită pentru chestia asta decât marea matroană a DNA-ului românesc și a învingerii corupției în România, Chioveși. Și au dus acolo. UE vrea un instrument de forță. Asta este parchetul ăsta european, care inițial are atribuții pe chestiunea asta cu fonduri europene. Dar cam toată lumea beneficiază de fonduri europene. Da? Și acolo cu fondurile europene mai sunt niște chestii, că nu poți să le faci perfect. De ce? Pentru că, de exemplu, tu faci proiectul anul ăsta. Discuți cu furnizorii, iei prețuri de la mașini, de la utilaje, de la ce dracu vrei tu să-ți cumperi și îți vin banii peste 2 ani. Și s-au mărit prețurile. Și tu trebuie să refaci iară toate căcaturile alea și toate rahaturile și unii dintre ei nu le mai fac chiar la tot ce e prins în proiectul ăla. Pentru că e posibil ca mașina pe care tu ai văzut-o acum 2 ani și care era și de viață, să fie înlocuită cu una nouă. Și tu normal trebuie să o cumperi pe aia pe care ai pus-o în proiect, nu varianta nouă a mașinii respective. Bun, sunt tot felul de căcaturi pe care nu știu dacă le înțelegeți. E foarte posibil să nu le înțelegeți pentru că n-ați lucrat cu chestia asta, dar oricum sunt foarte multe chestii legate de hârțogăraie, birocrație și alte rahaturi. Și mai sunt scăpări pe acolo. Da? Toată lumea are scăpări. Marea majoritate a firmelor au scăpări când beneficiază de bani ăștia din fonduri europene. La nivelul statului, gândiți-vă că lucrurile sunt mult mai nuanțate, pentru că acolo zice, mă, dă-o dracu, ia-o pe aia, nu mai lua pe aia la altă, dă-o, dacă vedem noi cum facem cu ăștia de la UE când vin, cum facem, cum dregem, cum... Știi că lasă-mă să te ajut ca să mă ajut și tu pe mine, hai să facem să fie bine. Cam așa se întâmplă la nivel de stat. V-am explicat cum funcționează la nivel de firme, ca să vă dați seama că acolo lucrurile sunt delicate. La nivel de stat, vă dați seama că peste chestiile astea se trece foarte ușor, pentru că sunt
păi e politică, să înțelege ăla cu ăla. Zice, lasă-mă că dacă vine vorbesc eu cu șeful și tot așa și chestii de astea. Că așa se face și nu e. Adică în foarte multe chestiuni se face așa. Și uitați-vă la politica din România. Da? Cum a fost Iohannis cu guvernul meu, cu toate cele? S-a încălcat statul de drept, Constituția. N-a avut nicio treabă. Bă, n-a venit tu să zică nimic. Bă, n-a scos un cuvințel, n-a trimis un comunicat de presă, n-a trimis o avertizare, n-a trimis nimic. Păi acum 3 ani erau călare pe ei, frate, cum călcau un pic în stânga, acum venea UE și Comisia de la Veneția. Acum nimeni, toată lumea e bucles, da? Cu toate încălcările și cu tot ce s-a făcut. Da? Cam așa funcționează lucrurile. Și UE știe treaba asta. Și atunci avea nevoie de un instrument de stat de forță. A găsit-o pe asta pe Chioveși, care marea matroană a anticorupției din România, și-a pus-o acolo. Special ca să poată să se joace cu ăștia care ies din linie. Și asta s-a întâmplat cu băiatul ăsta, cu Babiș. Cred că așa se pronunță, dacă nu mă înșel. Da? A doua chestiune care s-a întâmplat cu el este că a apărut pe lista aia Pandora Papers, se cheamă. A celor care au și care au ascuns averile prin niște insule de-astea, paradisuri fiscale, ca să nu plătească taxe. Voi credeți că există vreun politician în lumea asta care are bani și care a luat bani din mită și din alte chestii care să nu facă treaba asta? Eu nu cred. Eu nu cred. Și hârtiile alea și tot scandalul ăsta apare când trebuie. Apare când trebuie ca să fie dezvăluit și să mai pună pe unii în linie și pe alții. Și scot la iveală doar numele alea care trebuie să iasă la iveală, nu chiar toate așa. Că o mai scăpa unul pe aici, pe acolo, că la unii li se dau avertizmente, de asta sunt făcute chestiile astea. Adică la un moment dat vin și zic, bă, ia, vezi mă, că te avem la mână cu chestia aia. Da? Deci brusc, ăsta a și zis la un moment dat, că am văzut la televizor o știre cu el, în care a zis că, bă, cum de apare chestia aia cu castelul meu din Franța, la 2 zile, când înainte de alegeri. Așa, brusc, dintr-o dată, a apărut chestia asta cu castelul meu din Franța, pe care l-a cumpărat până în 2000, nu știu cât. Adică acum ceva ani, a apărut chestia asta. Eu nu zic că ăsta e băiat cinstit și că n-a mâncat usură și nici gura nu-i pute. Eu cred că e și acolo, la fel ca la noi, adică nu cred că se întâmplă altfel în țările astea. Bă, dar e cusută cu ața albă, adică când ăsta a venit și a zis, s-a dat cu țările astea alte, cu Ungaria și cu Polonia, și au început să critique UE legat de chestia asta energetică și de politica energetică proastă pe care au dus-o, hop, dintr-o dată apar chestiile astea și se face dosar de către doamna Maturana Chioveși legat de chestia asta, legat de fraude cu fonduri europene. De asta s-a pus atât accent pe parchetul ăla care să vină să ancheteze fonduri europene. A plecat de acolo și s-a dus. Trebuia să plece de undeva. Adică nu puteai să zici, bă, vin eu și fac parchetul ăsta și vin peste procurorii și instanțele pe care le aveți voi în țară ca să facă anchetă. Că n-aveai cum pe tot felul de teme, pe corupție, pe justiție, pe tot felul de chestii. Pe spălare de bani, pe tot felul de chestii. N-aveai cum. Trebuia să plece de la ceva. Pentru că se revoltau țările și țările ziceau, bă, dar cum să vii tu să faci peste noi? Că nu e ok să faci asta. Dar atâta timp cât au venit și au zis, bă, e pentru fonduri europene parchetul ăsta înființat, adică de banii care vi dăm noi vrem să ne asigurăm că e ok și că se cercetează ok, i-au mai calmat. Eu sunt ferm convins că în următoarea perioadă parchetul ăsta o să-și extindă aria de competență. De la fonduri europene se va duce la spălare de bani, după care se va duce pe corupție și pe alte chestii de-astea. Da? Pentru că și UE își dă seama că trebuie să aibă un instrument de stat de forță la nivelul țărilor, un instrument care să fie sub comanda lor, nu sub comanda țărilor, și care să poată să vină să ancheteze și să facă tot felul de matrapazlăcuri de-astea peste ceea ce au țările. Da? Deci peste sistemul juridic al țărilor, urmând ca după aia dosarul probabil să se ducă pe o anumită filiară pe care o creează, direct, cu rezoluție, cu tot, în sistemul judiciar al țării respectiv. Cam asta s-a urmărit. Și cam asta cred eu că se va întâmpla în următoarea perioadă. Noi ne-am convins, adică eu sunt convins și mi-am dat seama cam ce înseamnă UE asta și cam care sunt intențiile și cam care sunt doleanțele domnilor ăsta de la UE.
Adică nu sunt pentru popor nici aia, nu sunt pentru oameni, sunt pentru interesele lor și pentru interesele ăstora mari. Da? Și reacționează discreționar. Adică când vor ei, vor, când nu vor ei, nu vor. Acum a apărut o știre, unul de la PSD, Cazanciuc, dacă nu mă înșel, a ieșit și a zis că așteaptă să se sesizeze UE pentru banii pe care i-a dat PNL, Câțu, primarilor PNL, bani care au fost acordați discreționar. Da? Adică pe niciun fel de criteriu, decât apartenența la partid. Da? Atât. Păi nu o să se sesizeze UE. Voi vă aștepta să se sesizeze UE? Bineînțeles că nu o să se sesizeze UE. UE o să înceapă să vorbească dacă nu iese pasența lui Dobi cu guvernul. Dacă nu iese pasența lui Dobi cu guvernul, UE o să înceapă să vorbească și o să fie foarte vocal. Cum a fost înainte de a-și pune Dobi cu guvernului, când era PSD la putere și când tot ce făcea UE era atacat de UE. Ia uite ce ne zice UE, ia uite. De ce? Pentru că populația crede că UE e așa o chestie. Bă, ăștia sunt UE, frate, nu pot să facă matrapaz lăcuri, cum fac ăștia de la noi. Adică le dă peste nas ăstora de la noi care fac matrapaz lăcuri, UE. Dar UE face mai rău decât fac ăștia. O să vă convingeți, cei care nu sunteți încă convinși, o să vă convingeți de chestia asta. Bun, cam atât am vrut să vă spun. Eu mai stau atent și la chestiile astea internaționale. Poate mulți dintre voi nu sunteți și vi le mai spun așa când le mai văd. Bun, mulțumesc, dați click pe subscribe și pe clopoțel, vă anunț eu tot cum mai pun filme pe aici și mulțumesc că ești alături de mine. La revedere!